salutare! Astăzi o să facem un nou episod cu o pizza delicioasă, pentru că astăzi nu vreau doar să fie o pizza normală, ci vreau să fie o pizza din jeleu. Așa că avem nevoie de jeleuri Coca-Cola, jeleuri cu fructe, bezele, tot jeleuri, râme, nu sunt vii, sunt din jeleu, alte râme cu sare de data asta, din jeleu. Așa că am pregătit aici aceste jeleuri pe care o să le punem chiar aici și o să le avem mai încolo pregătite. Așa că dați un mare like la acest video dacă vreți să facem o pizza gigantică și mai mare decât aceasta. Vreau să vă zic să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram, pentru că mă găsiți aici, Florentin Hriscu, scrie chiar aici. Acolo postez cam zi de zi, story, poze, filmulețe și așa mai departe. Așa că mă găsiți, aveți linkul și în descriere, urmăriți-mă acolo. Hai să-i dăm bătaie! Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Bun, am folosit toate cele 5 pungi, toate sunt goale, așa că le dăm la o parte. Ok, am pregătit pizza și acum urmează să o punem la cuptor. Cam așa arată. Am scos această minune de la cuptor, dar acum o să trebuiască să o lăsăm să se răcească. Văd că acestea s-au topit, bezelele încă sunt intacte, jeleurile astea sunt foarte moi, iar jeleurile de dedesubt s-au topit. Ok, pizza noastră s-a mai răcit, dar chiar miroase delicios, credeți-mă, dar are un miros extraordinar de dulce, exact ca niște jeleuri. Hai să vedem, luăm o felie. Dedesubt e numai jeleul topit. Ia pizza, atent. Ok, hai să mâncăm. Mamă, ce s-a lipit aici. Zici că e brânză. Băi, nu era deloc. E foarte bun, credeți-mă. E foarte dulce și se topesc bezelele alea în gură. Bun, prieteni, cam atât a fost cu acest challenge și eu sper că v-a plăcut. Așa că dacă mai doriți și alte videoclipuri de genul acesta, dați un mare like și distribuiți acest video mai departe. Și vă reamintesc de concursul pe care l-am pregătit pentru voi, la 500.000 de dansatori. Aveți toate regulile în descriere și vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari, cei mai tari dansatori. Și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!